Da, eu cred că biserica are un rol fundamental și vă spun de ce. Pe lângă prima dimensiune despre care am discutat la prima întrebare, și anume tipurile de identități, o a doua dimensiune prin care trebuie abordată identitatea națională se referă la atributele care intră în structura acesteia. Și aici avem mai multe tipuri de atribute. Unele atribute sunt biologice, altele sunt psihologice, altele sunt socioculturale. În cadrul atributelor socioculturale, mai ales pe componenta culturală, unde ne referim la valori, la norme, la axiome sociale, ne referim la obiceiuri și tradiții, ne referim, spre exemplu, la mituri fondatoare, dacă vreți, care sunt foarte importante în orice țară, în orice cultură. Cred că acolo biserica are un rol fundamental pentru a asigura acele atribute din identitatea națională care au oarecum una dintre cele mai mari stabilități în timp. Fiindcă, vedeți, atributele din cadrul identității naționale, unele durează mai mult, altele sunt mai scurte, altele sunt mai flexibile, dar există câteva care au oarecare durabilitate în timp, sunt mai stabile în timp. Și acelea pot și de obicei sunt asociate cu angajamentul bisericii.